Vestabei! Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Ca să evite impactul cu șoferița neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Demonul de la radio este la ușă. Poți face lucrurile mult mai comode, dacă dorești. Și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoză. Vor fi ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot coborî la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini vacanțele viitor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Ce ai uitat pus floarea asta dezgustătoare pe piciorul meu? Să nu vă întoarceți fără oul de aur, fugiți și ajutați pe fratele vostru. Hai, ridică-te. Din drum. Parcă ziceai că nu vrei să fugi. Ei au înghețat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi, colegii, oameni care i-au văzut tipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Nu pune mâna, e pentru cină. Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Bună, sunt Mifti. Dacă vei cânta în liniște. Șocolan de mlaștină. Simte-ți soi, bine venit la Happy Hotel. Vei vedea că vei iubi acest loc. Ia iurela asta de aplicație de impresariat artistic, e complet inutilă. Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani, omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat necăintite la căpătuiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Sper că munciți din greu aici, mergi leneș. Școala e puraților, e pericol. Cap de foc. Ei bine, prietene, ți-ai revenit exact când aveam nevoie de tine. Tu mă crezi o simplă unealtă să mă iei de oriunde aș fi? Tu chiar mă crezi un amărât de clown? Oh, seamănă cu un cap de vulpe. Oh, nu. Vei plăti pentru asta, Robert? Vei plăti pentru asta. Vei plăti pentru asta? Oh, vei plăti pentru asta, Ginger. Vei plăti pentru asta, Ginger. Vei plăti pentru asta. Veți plăti pentru asta. Vei plăti pentru asta. Ți-am spus că urâții vor pleca atunci când se va face frig. Da, da, ai avut dreptate. Urâți, ai uiți. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zoro. Oh, și a luptat singur cu Diego. Trezește-te. Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav ca cu ce chiar în pădure. Dar de data asta e obligat-o și pe el să meargă cu tine.